Peste 200 de meșteri populari din toată țara la Târgul Creatorilor de la Muzeul în Aer Liber. Târgul Creatorilor Populari este un eveniment de referință pentru Muzeul Astra. Iată, ne-a ajuns la ediția cu numărul 38. Avem peste 200 de creatori populari, de meșteri tradiționali, care au expus aici toate creațiile lor, toate aceste minunății care, iată, duc tradițiile mai departe. Vorbim despre artefacte, putem spune, care au și o însemnătate aparte din punct de vedere util, de ce nu, pentru că sunt obiecte de care toată lumea poate să aibă nevoie prin casă. Pe de altă parte, ne-am gândit să ajutăm prin evenimentul nostru acești meșteri tradiționali, foarte greu încercați de contextul acesta pandemic. Oamenii, vizitatorii Muzeului Astra vin aici și interacționează direct cu meșterii tradiționali și cu poveștile lor, dar iată și cu creațiile lor. Pentru că merită să facă acest lucru, pentru că vorbim despre o însemnătate aparte, așa cum spuneam, și despre aceste creații care sunt unice din toate punctele de vedere, nu numai cel meșteșugăresc. Avem peste 200 de meșteri tradiționali care vor fi prezenți în această perioadă la Muzeul Astra. Ei vă așteaptă de dimineața până seara, între orele 10 și 5 după amiază. Acest lucru va fi posibil cu ajutorul unor standuri special amenajate pe aleile din muzeuri în aer liber din Dumbrava Sibiului. De asemenea, la fel ca în ediția precedentă, evenimentul va avea parte și de participanți speciali. Ținând cont că din cauza pandemiei de COVID-19 nici în acest an nu a fost organizată Olimpiada Meșteșuguri Artistice Tradiționale, la Târgul Creatorilor Popular 2021 vor fi prezenți 70 de meșteri, elevi, studenți și profesori. Sunt niște copii deosebiți din toată țara veniți, sunt locuri în muzeul acesta, care acum sunt populate și sunt pline de zumzeci și de glășcioarele copiilor și ale adulților. Și vreau să vă spun că este o plimbare extraordinară pentru mine în fiecare săptămână prin Muzeul Astra, dar aceste 3 zile vor fi mult mai pline pentru că sunt animate de atât de multă frumusețe, de atât de mult talent, de atât de multă artă. Este extraordinar că întâlnim la fiecare căsuță o zonă a țării, o zonă care este reprezentată de acei meșteri sau acei copii care au venit de departe aici în muzeul nostru. Împreună cu familia mea, toată viața au cusut manual. Am venit din nou la Muzeul Astra din Sibiu, unde venim în fiecare an. Venim cu mare drag să prezentăm românilor de pretutindeni iile cusute manual de către maestruțe de pe Valea Prahovei. Mare parte din domnele care le-au cusut și care le cos sunt în vârstă, sunt pensionare. Au cusut cu mama la Arta Casnică din Breaza, o asociație meșteșugărească de pe timpul comunismului. Și acum mare parte sunt pensionare și am reușit cu mama să le convingem să se reapuce de această veche meserie pe care ele au făcut-o, astfel încât noi, la ora actuală, putem prezenta clienților și persoanelor care sunt dorințe să vadă ceea ce înseamnă o ie cusută exclusiv manual. Ediția din acest an va avea parte și de un program artistic cu recitaluri susținute de Ansamblul Folcloric Datina, Ansamblul Gura Izvorului, Vatra Moldoviței, Asociația Culturală Doruri Sibiene. De asemenea, sâmbătă, 14 august, începând cu ora 13 la Târgu de Țară, artiștii Ansamblului Gura Izvorului din Vatra Moldoviței vor susține un atelier gastronomic în care vor pregăti bucate tradiționale.